Piața biletelor de avion este sub lupa Consiliului Concurenței, în condițiile în care costurile pentru călători au crescut în această perioadă, inclusiv pentru cursele aeriene low cost. Conform declarației președintelui Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu, autoritatea analizează efectul asupra prețurilor biletelor de avion al falimentului Blue Air și al reducerii activității Tarom. Analiza urmărește și modul în care companiile aeriene stabilesc nivelul prețurilor biletelor de avion pentru rutele cu plecare din România. Odată cu intrarea oficială în insolvența Blue Air în martie 2023, și a reducerea activității Tarom pe piața călătorilor cu avionul mai sunt două companii și jumătate, cu efect în creșterea prețului biletelor, precizează Bogdan Chirițoiu. La asta se adaugă restrângerea numărului de companii aeriene în Europa. Analiza Consiliului concurenței are în vedere structura pieței serviciilor de transport aerian de călători din România, precum și mecanismele de funcționare ale acesteia în contextul scumpirii semnificative a biletelor. Vor fi analizate cererea și oferta de pe piață, nivelul de transparență a modului de stabilire a prețurilor biletelor practicate de companiile aeriene, inclusiv de ajustare dinamică a acestora, și vor fi identificate eventuale disfuncționalități ale pieței. La finalul analizei, Consiliul Concurenței va formula propuneri și recomandări în scopul eliminării posibilității de inducere în eroare a consumatorilor. Dacă vor fi descoperite încălcări ale reglementărilor legale, vor fi inițiate proceduri pentru sancționarea acestora.